Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și astăzi v-am adus o salată turcească de morcov cu iaurt și usturoi. Se servește de obicei la petreceri. Este o salată simplă, ieftină, ușor de pregătit și mai ales gustoasă. Nu degeaba toată lumea laudă bucătăria turcească, pentru că la orice masă, o porție este binevenită. Ingredientele sunt la îndemână. 450 de grame de morcovi trași pe răzătoarea mare, 300 de grame de iaurt grecesc, 3 linguri cu ulei de măsline, 4-5 căței mici de usturoi, o legătură de mărar tocat, piper proaspăt măcinat și sare. Pe lângă morcovi, dacă vă place, puteți să adăugați și un dovlecel, la fel ras. Trebuie să vă spun că rețeta originală nu se folosește mărar, însă eu am făcut-o după gustul nostru. Mai puteți adăuga și o mână de mici tocate mărunt. Într-o tigaie punem uleiul să se încălzească, adăugăm morcovii și îi lăsăm să se gătească la foc mediu 8-10 minute, amestecând des, astfel încât morcovii să își păstreze textura, să nu se înmoaie. Prin călire, dulceața morcovilor se intensifică și apoi, o să vedeți, se combină tare bine cu gustul iaurtului. Însă, aceștia trebuie să rămână ușor crocanți. Îi luăm de pe foc, îi condimentăm cu sare și piper proaspăt măcinat, zdrobim peste ei usturoiul, puneți după gustul vostru, amestecăm bine și îi lăsăm să se răcească. După ce s-au răcit, punem peste morcov iaurtul și mărarul, amestecăm bine, gustăm și condimentăm dacă mai este nevoie. În funcție de gustul vostru, puteți face salata mai cremoasă, adăugând mai mult iaurt grecesc, sau o puteți face mai legată, căzând cantitatea acestuia. Pentru ca aromele să se combine și morcovul să se pătrundă bine de scos, punem salata în frigider acoperită pentru minim o oră. O servim rece ca aperitiv la mesele festive sau la orice altă masă, cu lipit, pâine prăjită sau pită, sau ca și garnitură lângă pește, miel, pui sau vită. Mie vara mi se pare cina perfectă. Se păstrează în frigider într-o caserolă cu capac 2 zile. Sper să vă fie de folos și dacă o încercați, puneți-mi vă rog într-un comentariu cum v-a ieșit. Iar dacă vă sunt de ajutor rețetele mele, abonați-vă la canalul de YouTube și activați notificările. Vă aștept cu mare drag în mica mea bucătărie cu rețete noi. Până data viitoare, să aveți zile delicioase și spor la bucătărie!